Expoziția Liliecii, stăpânii nopții, și-a deschis porțile sâmbătă, 14 noiembrie, odată cu evenimentul devenit tradițional și la Satu Mare, Noaptea Muzeelor. Muzeul Județean Satu Mare a pregătit pentru ediția din acest an două expoziții extrem de interesante. Instituția de Cultură și-a propus astfel să demonstreze că, și în condiții de pandemie, sătmărenii se pot bucura de cultură, prin participarea la evenimente de calitate organizate excepțional și în pandemie. La Noaptea Muzeelor, sătmărenii au putut vizita și celelalte sări expoziționale ale Muzeului Județean Satu Mare, în care unii au fost primiți de cel puțin un muzeograf, îndeplinind rolul de ghid. O Noapte a Muzeelor pe care o facem în condiții speciale. Noi ne-am pregătit cu două expoziții deosebit de interesante. Prin aceste expoziții vrem să atragem atenția că și în condiții de pandemie, cu respectarea condițiilor ce se impun, muzeele pot fi văzute și expoziția în care ne aflăm acum, acea legată de Liliecii, este o expoziție care chiar atrage atenția asupra problemei actuale, aceea pandemiei, faptul că agresând mediul în care trăiesc Liliecii, involuntar, sau natura ajunge să ne afecteze. Și de aceea cred că și noi adulții și copiii trebuie să vedem aceste lucruri. Expoziția legată de Liliecii este una deosebită, este o expoziție pe care muzeul a făcut-o împreună cu Asociația Națională a Liliecilor. Expoziția este organizată ca o călătorie inițiatică în mediile în care trăiesc liliecii, o peșteră, un castel gotic, apoi o pădure tropicală interactivă. Vizitatorii au descoperit o scenă animată de lilieci și în final au făcut cunoștință cu un birou al unui cercetător științific. Pentru a-i transpune mai ușor pe vizitatori în atmosfera locurilor întunecate, obscure, în care trăiesc liliecii, doi instrumentiști de la Filarmonica din Lipati din Satu Mare au susținut un recital imediat după discursul directorului general Liviu Marta. Ioana Formă și Francis Gallagher au interpretat duo pentru vioară și violă de Laszlo Weinar și Țituri 1 pentru vioară și violă de Adrian Pop. Expoziția s-a bucurat de atenția sătmărenilor și prin faptul că a conținut afișe interactive, cu imagini reprezentative, dar și informații prin care s-au spulberat o multitudine de mituri legate de aceste mamifere din ordinul Chiroptera. Sătmărenii care nu au reușit să ajungă sâmbătă la Noaptea Muzeelor pot vizita expoziția Liliecii, stăpânii nopții, în lunile următoare, până în martie.